De ce credeți că se citește atât de puțin în România? Și nu vorbim comparativ cu piețele mari. Vorbim strict Bulgaria sau Ungaria. Da. Editorii spun că tirajele vândute în România sunt mult sub cele vândute în Ungaria. Da, da, e adevărat asta. Eu am simțit pe propria mea piele în momentul în care mi-a apărut Raiul Găinilor. Nu, Sunt o babă comunistă, asta a fost prima carte tradusă. În momentul când mi-a apărut Sunt o babă comunistă în Ungaria, tirajul de început, ăla de încercare, a fost dublu față de tirajul din România. În condițiile în care Ungaria are aproape la jumătate populației din România. Deci e adevărat, e o piață mai mare, sunt mai mulți cititori și nu facem nimic să creștem numărul cititorilor. Păi eu o să vă dau un exemplu. Avem o lege de promovare a culturii în care spune că Ministerul Culturii în fiecare an poate cumpăra, chiar are cumva obligația, să cumpere un număr de exemplare, de titluri din cărți nu apărute printr-o comisie, astfel încât să aleagă niște cărți care au ce căuta în niște biblioteci, în principal școlare, comunale și mai departe, și să îmbogățească bibliotecile din România. Ei bine, sunt minim 5-6 ani de când lucrul ăsta nu se mai întâmplă, deși este lege dată. Este lege dată. Am făcut o interpelare în calitate de parlamentar către Ministerul Culturii și am întrebat, ok, asta e legea, de ce nu fac? Care e comisia care stabilește? Nu, că avem alte priorități. Asta. În momentul în care Ministerul are alte priorități decât de a împrospăta bibliotecile, eu mă refer în primul la cele din rural, că cele din urban se mai descurcă de bine de rău. Deși și acolo mai e loc de noutăți. Ei, dacă ai numai cărți vechi, unele foarte vechi, în biblioteci, cum vrei să ai cititori care vin cu sufletul la gură la bibliotecă? Și cum vrei să... Sunt foarte mulți care nu-și permit să-și cumpere noutățile. Foarte mulți dintre adolescenți și nu numai, tineri. Dacă ar fi la bibliotecă, cu siguranță ar ajunge mai ușor la ele. După aceea, cum spuneam, Uniunea Scriitorilor nu a făcut nimic ca să promoveze nimic mare, sistematic, consistent. Așa, mici acțiuni cu siguranță că există în zona. Dar eu mă refer la un proiect național de promovare. Ceva la care se face wow. Adică eu sunt convins că Uniunea Scriitorilor, cu prestigiul pe care îl are, ar trebui să facă o campanie națională și nu cred că vreo televiziune sau vreun radio ar refuza, chiar gratuit, să dea un clip în care apar mari vedete din alte domenii, nu neapărat literare, cu o carte, spune, am citit cartea asta și mi-a plăcut, citiți cartea asta sau citiți autorul ăsta sau... E simplu. Nu cred că ar lua cineva bani de la Uniunea Scriitorilor pe chestia asta. Deci nu e chestiune de buget. Sau proiecte tot așa, pe care faceau acum un alt proiect foarte frumos în Viena, în care ei stabilesc o dată pe an un autor al orașului Viena, numesc ei. Și scot, nu știu, din autorul respectiv, bine, ei cu un juriu foarte serios, din autorul respectiv scot, 500.000, 600.000, 1.000.000 de exemplare și îl împart peste tot, prin metrou, gratuit. Deci e un cadou către cetățenii noștri. Comunitate. Da. În momentul în care scoți 500.000 de exemplare, să imaginăm că costurile per exemplar devin minuscule, adică nu-i... Și cărți gratis peste tot, un titlu, e adevărat, dar întotdeauna au fost numai nume foarte, foarte bune din ce am văzut pe proiectul ăsta. Nu sunt proiecte super scumpe, nu sunt super sofisticate, s-ar putea face oricând. Deci, e o lipsă de comunicare cu publicul și publicul reacționează în felul următor. Nu mai citim, nu publicul, mai avem interes. Editorii spun că totuși piața de carte e în ușoară creștere, tinerii fiind motorul acestei creșteri, dar tinerii au în ziua de azi un alt mijloc de a comunica, de a se informa, sunt foarte interactiv pe internet, iar adresarea lor e mai mult spre scriitorii de pe piața anglofonă, americană. Am renunțat puțin la spațiul francez, care era altădată centru de interes pentru România, și mai puțin în schimb spre scriitorii români.
Noi aveam în primul rând o piață foarte, ceea ce nu e rău, foarte deschisă pentru traduceri. Sunt una dintre piețele, cred că 80% din cărțile care apar în România sunt traduceri, ceea ce în alte părți nu se întâmplă așa. Franța, Germania, sunt procente de 40-50%, dacă nu mă înșel, până la extrema cealaltă, în Statele Unite, unde e maxim 5% traduceri. Restul, 95% sunt de ale lor. Deci suntem o piață foarte permisivă, foarte deschisă, și asta e spre folosul și al cititorilor și al scriitorilor. Dar în același timp, noi nu ne promovăm scriitorii noștri cumva într-un mod suplimentar. Nu zic să nu traducem pe alții, ferească Dumnezeu, asta ar fi o mare prostie. Traducem tot ce se poate traduce, dar în același timp, hai să promovăm și scriitorii români. Când au început să relanseze, de fapt, după 90, cu adevărat, imaginea tânărului scriitor român? Când au făcut Poliromul colecția Egoproză. Până atunci trebuia să te duci să rămâna pe la edituri ca să poți publica o carte, eventual pe banii tăi. Nici așa nu ți-o publica, da? Ei bine, la un moment dat, Poliromul a simțit că există piață pentru asta și au făcut colecția asta Egoproză, în care au luat 10 autori tineri cu 10 romani, au fost și o proză scurtă, numai romani, 10 cărți, și au promovat cât se poate. A fost o campanie profesionistă, votați literatura tânără. După aceea s-au mai întâmplat și altele, dar au fost un moment de referință și acum pentru promovarea literaturii române. Dar nu văd o campanie a Ministerului Culturii, nu văd o campanie a Uniunii Scriitorilor. O editură, două edituri, trei edituri au făcut din când în când câte o asemenea campanie, dar nu cred că e suficient. Și ce nu mai avem noi? Nu avem prezența autorilor români în școli, în mod sistematic. Noi la Filit am făcut asta, nu suntem singuri în România, să înțelegem. Mai fac și alții. Noi am făcut-o într-un mod programatic și scriitorii străini și cei români au fost extrem de încântați de întâlnirile cu publicul, bine, cu tinerii liceeni. Avem și două cluburi de lecturare liceenilor care existau înainte de Filit și am profitat de asta să ducem autorii și la aceste cluburi de liceeni de lectură, care sunt fenomenale. Toți au rămas super entuziasmați în urma întâlnirii cu cluburile, dar și cu cei din licee. Ce vreau să spun? Prezența în licee și în școli generale, de exemplu, în Germania, e quasi obligatorie. Există un autor, Jan Cornelius, care e un autor român plecat în Germania, scrie multe literatură pentru copii și umoristic și un foarte bun traducător din română în limba germană, și povestea despre proiectele lor acolo locale. În mod obligatoriu, în clasă, o dată pe lună, dacă nu mă înșel, trebuie să aduci un autor german să se întâlnească cu un scriitor. Face parte din programa școlară. Ce înseamnă un scriitor de succes din punct de vedere editorial? Dan Lungu e un scriitor de succes. Are o carte care s-a ecranizat sau piese de teatru și așa mai departe. Ce înseamnă din punct de vedere editorial? Titluri vândute, bani câștigați, liniște financiară, se poate vorbi de așa ceva? Păi sunt multe ingrediente într-un scriitor așa de succes, ca să-i spunem. Din toate câte puțin, evident. Bine, scriitorul întotdeauna urmărește, sau, da, scriitorul întotdeauna, pot să-i spun așa, întotdeauna urmărește stima colegilor de breaslă, în primul rând, și a criticii literare. Că așa suntem noi, suntem în lumea asta mică a noastră și foarte orgolioasă și ținem foarte mult la ce gândesc cei pe care îi prețuim, scriitorii. Pe mine mă interesează, de pildă, dacă îi place lui Agopian cartea mea sau nu. Agopian e un scriitor extraordinar, de mare și de bun. Sau mă interesează ce spune Gabriela Adameșteanu despre cartea mea. Sunt niște oameni la care țin. Și nu singuri, sunt mai mulți, evident. Deci vreau să zic, mă interesează așa grupul de egal, cum zic sociologii, și mă interesează și, evident, și critica literară. Asta e un ingredient, zic eu, esențial pentru oricare scriitor. Nu esențial și pentru un succes mare, că sunt autori foarte buni care nu au un succes de piață, pentru că legătura între valoarea estetică și succesul de piață
nu-i una direct proporțională, adică nu, sunt lucruri foarte diferite. Înseamnă și cărți vândute, evident, și asta îmi vine. Editurile sunt interesate de povestea asta, fiindcă sunt niște întreprinderi private și evident că și de partea estetică sunt interesate, dar și de vânzările pe piață. Contează traducerile pentru ecourile internaționale, nu atât ca vânzări, cât ca apariții pe o piață externă. Noi nu avem un autor român care să fie foarte vândut în senzație. Avem autori români traduși care se bucură din prestigiu de cronici bune, dar care să fie dat lovitura cu tiraje. Nu se traduce în vânzarea către publicul larg. Ce mai înseamnă? Mai înseamnă, evident, participare la festivaluri internaționale importante, mai înseamnă premii internaționale. Așa, strict financiar pentru autor, în momentul în care începe să fie tradus. Adică drepturile de autor de la edituri din Germania sau Franța, Italia, Spania, chiar se simt, chiar încep să conteze pentru un autor. Drepturile în România, deși procentul e mai mare pe care le e în România decât într-o țară din afară, adică, știu eu, într-o țară de asta din afară e undeva între, să spunem, 4% și 7%, da, ca procent din vânzări, în România poate să ajungă până la 12%, în cazuri excepționale mai mult de 12%, dar sunt vârte în mod constant undeva între 8-10%, în mod constant. Deci cumva mai mari. Dar, fiind piața mică, înseamnă vânzări puține. Asta înseamnă ce înseamnă? Deja, dacă ai vândut pentru un autor de începător de la debut, spunem, dacă vinde 1000 de exemplare, deja e foarte bine, ceea ce dacă traduci în bani pe care îi câștigă autorul de primia asta de exemplare, e nesemnificativ. Cred că autorii încep realmente să simtă că câștigă din scris în momentul în care tirajele trec de 5.000, 6.000, ceea ce se întâmplă destul de rar. În momentul în care ajung la 10, 20 sau 30.000, da, putem spune că chiar încep să câștige. Altminteri, în mod obișnuit, cred că de beață ajung de supraviețuire banii din scris. Nu ai cum să trăiești din scris în România. Cu câteva excepții. Dacă sunt 2-3 autori care poate trăi din scris. Și modest. Nu chiar foarte bine, bine, da.